Bună ziua, domnul primar, vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Aș vrea să începem cu un lucru pe care l-ați făcut recent. Am înțeles că poliția locală a început să ridice mașinile parcate pe trotuar. În ce zone se aplică aceste sancțiuni și în ce situații? Deci sunt două zone și două situații extrem de importante pe care le abordăm. Și anume, pe de-o parte, când ridicăm mașini, motivele pentru care le ridicăm sunt legate de faptul că acestea împiedică în mod efectiv accesul, împiedică traficul, împiedică accesul în unități, mijloacele de transport în comun sunt încurcate. De aceea, dorința pe care o avem este de a le ridica exclusiv pe acela și asta se vede și prin taxa pe care am fixat-o pentru ridicarea acestui tip de vehicul, Care este de este? 150 de lei. Nu este un business, gândiți-vă că acum 4 ani costul era de 750 de lei, deci nu intenționăm să facem o vânătoare de autoturisme sau să avem o normă de ridicat zilnică. Pentru că nu ăsta e rolul pe care îl are administrația publică locală. Asta este un aspect. Al doilea aspect este legat de faptul că trotuarele sunt sufocate de mașini. De aceea am încercat să găsesc un echilibru între lipsa acută a locurilor de parcare și realitatea că pietonii nu mai au pe unde să treacă. Din acest motiv, plecând de la premisa că până acum am ridicat mai mult de 700 de vehicule abandonate, înseamnă că simetric și împărțit oarecum uniform la nivelul sectorului 4 s-au creat 700 de locuri de parcare noi. Această acțiune, acest prim pas din acțiunea să redăm trotuarele oamenilor, se desfășoară pe marile bulevarde. Discutăm de 10 locații. Vreau să vă spun că la 2 săptămâni după această inițiativă, Dumneavoastră, acum îi sancționați pe șoferii care parchează pe trotuar. Care este amenda? amenda este de 125 de lei. Am înțeles. Și de ridicat mașinile, când veți începe să le ridicați? Mașinile de pe, prefer, repet, să am această campanie de sancționare și să ridic mașinile. Asta o pot face de astăzi începând și să ridic doar mașinile care încurcă traficul. Pentru că, din experiența pe care deja am căpătat-o, am sesizat următorul lucru. În acest moment, 80% din aceste trotuare despre care vă vorbesc sunt libere. Este o realitate. Oamenii au înțeles această necesitate, chiar dacă nu au fost extrem de mulțumiți. Îmi pare rău că în această manieră a trebuit să acționăm, însă rezultatul până la urmă este cel care contează. Și realitatea este că trotuarele sunt goale. De aceea mă interesează mai mult prevenția, mă interesează mai mult prin avertizmente, prin amenzi minimale, să putem să conștientizăm că anumite zone trebuie întru totul respectate și mai puțin să avem această sancțiune coercitivă maximă care creează un mare disconfort oricărui cetățean, indiferent că a greșit sau nu, legată de ridicarea mașinii. Câte amenzi ați dat până acum? Vă spun că am dat în jur de 2000 de înștiințări și un număr de real de 200 de amenzi. Asta 200 de este, amenzi. 200 de sunt puține. Dar regulamentul acela care permite ridicarea mașinilor parcate neregulamentar a fost adoptat Da, a fost adoptat în și ședința de ieri. îl puteți aplica. Deci de astăzi el este în vigoare. Deci începând de Și astăzi, cine va ridica mașinile? ca să putem ajunge la un astfel de cost, evident că nu putem să discutăm despre o externalizare a acestui serviciu. Poliția locală deja are o mașină, am alocat în buget, pentru că și bugetul nostru a fost adoptat ieri, bani pentru încă 2 mașini. O mașină de ridicat costă în jur de 15.000 de euro, deci cu 30.000 de euro putem cumpăra 2 mașini. Da? Astfel încât acest tip de activitate îl putem desfășura și îl vom desfășura exclusiv cu resursele proprii. Pentru că, repet, dacă scopul unei societăți comerciale este acela de a obține profit, primăria, prin serviciile care le prestează în această privință, nu are acest scop.
ce are scopul de a îndruma cetățenii și de a îi proteja pe cei care nu pot să-și exprime această nemulțumire. Okay. Acum ajungem la o problemă spinoasă. Locurile de parcare din sector, mai ales în cartierele dormitor, sunt mari probleme. Cum aveți de gând să rezolvați situația? Deja ați început să dați sancțiunile? Ce măsuri veți lua în următoarea perioadă? Deja am întreprins măsuri. Prima măsură este legată de ridicarea epavelor. Și, repet, am rămas surprins să constat că discutăm de 2000 de epave la nivelul sectorului 4. Cam aici, de aici am plecat. 1. 2. Sunt gata și procedurile și documentația pentru 13 parcări. Unele dintre ele, din cauza locațiilor, generează controverse. Însă e o realitate că avem nevoie de așa ceva. Înseamnă încă 3000 de locuri de parcare. Mai mult decât atât, sunt convins că mâine, în ședința de Consiliu General, solicitarea Consiliului Local Sector 4 de a ne permite să amenajăm pe marile bulevarde locuri de parcare va fi adoptată, astfel încât putem, fără niciun fel de problemă, să dezvoltăm rețeaua de parcaje la nivelul marilor bulevarde, astfel încât o bună parte din mașinile care la ora aceasta sunt parcate pe trotuarele extrem de late se intre în legalitate. Pentru că altfel riscăm să facem o discriminare. Pe trotuare sunt două rânduri, poate chiar trei rânduri de mașini uneori. Pentru un rând de mașini, în mod obiectiv, este loc. Însă nu există legislație pentru chestiunea asta. De aceea, ceea ce putem să facem noi este să intrăm în legalitate cu aceste locuri de parcare, pe de-o parte, iar restul mașinilor să nu mai existe în acea zonă. Pentru că de aceea ne luptăm și ne zbatem să creăm noi locuri de parcare. Cele 3000 de locuri de parcare de care vorbeați, respectiv cele 13 parcări, când vor începe lucrările? Vestea bună este că sunt gata studiile de fezabilitate, procedura este făcută, astfel încât nu ne rămâne decât să semnăm contractele. Ele au surse de finanțare diverse, pentru cele la care deja am bani și discut despre 5 obiective, vom începe lucrările în circa 3 săptămâni, pentru că mai este care o fază. Care sunt cele 5? Deci am așa, prima și cea mai importantă este strada Secerei, a doua este piața Sudului, a treia este IMGB, a patra este piața Berceni-Olteniței și a cincea este șoseaua Olteniței, zona în care acum este plasată societatea noastră comercială, SCA de pe 4. Deci acestea sunt cele 5 locații. În plus, pe șoseaua Berceni, pe tronsonul Piața Sudului Iriceanu, care este în administrarea noastră în acest moment, atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă, dorim să facem parcări în spic, redând în felul acesta, pe de-o parte, o bandă circulației și pe de altă parte, cel puțin triplând numărul locurilor de parcare pe care le avem în momentul ăsta. În sistematizarea locurilor de parcare de pe marile bulevarde, de câte parcări noi veți obține și cât va costa acest proiect? Ca să vă pot spune, evident, trebuie să reușesc să fac un studiu de fezabilitate care va genera și indicatorii tehnico-economici. Nu pot să fac o estimare, însă vă spun că este extrem de ieftin și de puțin costisitor să generez pe o infrastructură deja existentă niște locuri suplimentare. Cheltuielile nu sunt mari. Nu pot să vă spun exact la linie câte mizez pe niște multe mii de locuri de parcare, poate chiar 10.000 de locuri de parcare să pot să creez în această modalitate, la niște costuri extrem de mici, pentru că nu putem să comparăm o structură pe care o luăm de la zero cu una pe care doar trebuie să o ce avem de schimbat. Avem de schimbat o bordură, da? Și avem de turnat nici măcar asfalt, nu trebuie, trebuie ciment. Deci nu este un tip de construcție extrem de pretențios pentru așa ceva. O să trecem la un subiect spinos, un scandal care escaladează cumva. Contractul cu Rebus se încheie pe 10 aprilie. Cine va face curățenie în sector după această dată? Și ce se întâmplă? Pentru că știu că am văzut că ați demarat o licitație, dar care este în curs de atribuire, nu a fost finalizată. Cine se va ocupa în perioada aceasta?
Deja Consiliul Local Sector 4 a delegat temporar, și subliniez acest lucru, gestiunea serviciului de salubrizare lui SCA de pe 4. Și aș vrea să am o discuție cu câteva lucruri și nuanțe extrem de importante. Vreau să știți următorul lucru, așa ca istoric. În luna iulie, deci în luna iunie am câștigat mandatul, în luna iulie am notificat societatea comercială Rebu S.A. că la data de 10 ianuarie expiră contractul. Această obligație era majoră din partea mea, întrucât vreau să știți că exista o clauză contractuală foarte interesantă ce spune așa: dacă în termen de 6 luni înainte de rezilierea, de expirarea datei contractului, autoritatea contractantă nu face notificare, contractul se prelungește automat cu 10 ani. Foarte interesant. A venit acest moment, noi de-a lungul acestor luni am făcut strategia de salubrizare a sectorului 4, regulamentul, legislația în vigoare s-a schimbat în mod determinant, astfel încât ultimele modificări din luna noiembrie au și marcat momentul în care caietul nostru de sarcini, și chiar v-aș ruga să-l citiți, este unul extrem de performant, cu niște solicitări în concordanță cu anul 2017, discutăm de inclusiv de tomberoane inteligente care ne anunță momentul în care ele se umplu, pentru că așa este în orice capitală europeană, și un astfel de serviciu la costurile pe care le presupune acesta este normal să se desfășoare așa. Bun. În mod firesc, pentru asigurarea continuității, de la data de 10 ianuarie până pe data de 10 aprilie, am prelungit contractul cu SC Rebu în concordanță cu prevederile legale. Din nefericire, societatea comercială SC Rebu S.A. a crezut că acest contract este un drept moștenit. Probabil cei 20 de ani pe care i-au petrecut alături de administrația locală sector 4 i-au determinat să-și piardă percepția realității, astfel încât obligațiile ce le reveneau, acelea de a asigura continuitatea serviciului de salubrizare, nu le-au respectat. Nu ne-au prezentat documentele, nu ne-au prezentat structurile de fundamentare ale prețurilor, nu ne-au predat tomberoanele, nu ne-au predat coșurile, nu ne-au predat utilajele. Nimic din toate aceste lucruri. Eu spun că nici nu trebuie să vi le predea, pentru că au un contract de prestări servicii, nu un contract de concesiune. Deci sunt ale lor și este dreptul lor să le ia. Această afirmație reprezintă un abuz ieșit din comun din partea acestei societăți comerciale. Simplu fapt care demontează orice prezumție de acest fel este legată de modalitatea în care dânșii ridicau gunoiul menajer. Gunoiul menajer, taxa pe gunoiul de menajer, profitul și toate aceste lucruri se ducea la SC Rebu S.A. pentru că era o societate ce a înregistrat în permanență profit. Concesiunea serviciului este evidentă inclusiv din modul în care această taxă s-a încasat. Faptul că dânșii încearcă să șantajeze, dânșii încearcă să creeze niște probleme de sănătate publică, încearcă să oblige într-un fel sau altul administrația publică locală sector 4 să continue relațiile contractuale, este evident prin această abordare. Este grav lucrul acesta, de altfel am întreprins deja toate demersurile legale, am solicitat ANRSC-ului, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare, să intervină în această problemă, să îi oblige să-și mențină toate aceste lucruri pe traseu, și anume în primul rând tomberoanele. Am făcut plângere penală pentru tipul de activitate pe care dânșii l-au, pentru că acuzația numărul 1 fiind de înșelăciune, pentru că în mod frauduros au prelungit contractele cu asociațiile de proprietari, cu agenții economici. Chiar dacă de la, încă din luna ianuarie a existat hotărârea noastră de Consiliu Local, dânșii au ignorat-o, i-au interesat exclusiv scopurile patrimoniale, ignorând interesele locuitorilor din sectorul 4. De altfel, în acest moment ne găsim sub imperiul unei operațiuni de șantaj. Coșurile de gunoi, tomberoanele care aparțin administrației publice locale sector 4, și subliniez acest lucru conform legii, acestea sunt plătite din banii cetățenilor sector 4.
Lucrurile acestea sunt în tarifele reglementate de ANRE 10, sunt evidențiate în toate formulele de calcul. Este inadmisibil acest comportament și sunt sigur că acești oameni vor plăti cu vârf și îndesat. Ok, dincolo de conflictul dintre dumneavoastră și pe mine ca cetățean, este un conflict, că dumneavoastră e dat în judecată, e acuză de niște lucruri. Pe mine ca cetățean mă interesează următoarele lucruri. Cine ridică gunoiul dacă ADP Sector 4 are capacitatea, are mașinile și numărul de oameni ca să presteze această activitate? Și ce se întâmplă cu tomberoanele de pe stradă? Cine le locuiește? Când le locuiți și cum faceți? Că n-o să aibă oamenii unde să arunce gunoiul. Evident că atunci când este vorba despre salubrizare, trebuie să fim extrem de atenți și vigilenți și trebuie să avem pentru orice backup. Evident că avem un necesar, am făcut un calcul legat de numărul de tomberoane de care avem nevoie, le avem disponibile pe toate, începând cu data de 10. Societatea până la această oră nu mi-a trimis nici măcar un grafic în care ar trebui să fac acest lucru, acționând complet ilegal. Singurul disconfort care, având în vedere acțiunea pe care o văd, va exista, va fi legat de faptul că dânșii vor lua tomberoanele și va exista un timp până când la telefonul nostru scurt, pentru că am intuit un astfel de moment și am creat un call center, oamenii pot suna și li se vor aduce pe rând pubelele de care au nevoie. Deci aceasta va fi o perioadă probabil de 2 săptămâni destul de neplăcută, care îi va îngrijora puțin pe oameni, însă avem absolut tot ce ne trebuie, avem numărul de utilaje suficient. Câte utilaje și câți oameni are ADP, deci, Sector ADP, 4? ADP Sector 4 la ora aceasta are un număr de 1100 de angajați, astfel încât vă dați seama și dacă merge pe jos. Am reușit să luăm absolut tot gunoiul. Și câte utilaje? Avem utilaje suficiente, atât pentru salubrizarea stradală, cât și pentru gunoiul menajer. Deci nu este o problemă, nu avem o problemă din punct de vedere nici al utilajelor, nici al dotării. Singura problemă pe care o vom avea și nu avem cum să o evităm este legată de întârzierea între momentul în care societatea va ridica containerele și momentul în care va veni noul container. În rest, nu este niciun fel de problemă, este o zonă de tranzit. Și am să vă mai răspund la o întrebare foarte importantă, și anume, de ce am ales această delegare temporară până când va fi gata licitația? Pentru că este o zonă extrem de sensibilă, serviciul de salubrizare. Evident, discutăm despre niște companii importante, discutăm despre o zonă în care transparența, concurența trebuie să se desfășoare într-o anumită modalitate. Orice alt tip de procedură pe care aș fi făcut-o în această perioadă, și mai ales discutăm de negociere fără publicare, ar fi fost, din punct de vedere al realității, un dezastru. Inclusiv o prelungire a contractului cu REBU, din punct de vedere legal, și vorbesc legal, ar fi fost un dezastru. Totuși, de ce n-ați demarat licitația mai devreme? Ca să nu mai ajungeți în situația asta, să nu facă 3 luni ADP-ul, după care... Nu suntem într-o situație delicată. Vedeți, noastră, legislația s-a schimbat inclusiv în luna noiembrie. Da? Deci, noi toate mijloacele și toate demersurile corecte le-am luat în această perioadă. Odată cu începerea mandatului, mi s-a părut normal că am perioadă de interimat să nu hotăresc, nu știam dacă voi fi eu primar sau dacă va fi altcineva. Este un lucru foarte sensibil și fiecare primar trebuie să decidă modalitatea în care desfășoară acest tip de salubrizare. Există de această procedură. Există mai multe formule. Am generat strategia, am generat caietul de sarcini, am generat regulamentul. Toate aceste lucruri, vedeți, noastră, durează. Fie că ne place, fie că nu ne place. Nu am invocat niciodată urgența și am găsit această soluție, nu e nicio problemă. Dacă se cere BUSA și ar fi îndeplinit obligația ca în cele 3 luni să respecte și aveam o problemă, aveam o problemă de proprietate, doream să înlocuim coșurile, acestea trebuiau făcute în aceste 3 luni, pentru că de-aia este legea făcută așa. Dânșii au avut probabil această convingere că în lipsă de mijloace voi fi obligat să continui activitatea cu dânsii pentru că deja avea infrastructura.
ceea ce ar fi defavorizat absolut orice alt potențial concurent la această licitație. O întrebare. Cei 1100 de oameni pe care spuneați că era de pe sector 4, i-ați angajat acum și ce faceți cu ei după ce se termină perioada aceasta de tranzit? Deci o parte dintre lucrători au venit de la alte societăți, iar acești oameni îi avem inclusiv pentru activitățile curente, deci nu sunt, noi am angajat ieri. Da? Noi avem extrem de multe tipuri de operațiuni pe care le facem cu societatea noastră comercială, de aia ele sunt, nu sunt externalizate și preferăm să le facem cu resursa noastră de muncă. Ce înseamnă spații verzi? Sau? Spații verzi, da. Exact așa cum salubrizăm spațiile verzi, vă dați seama că nu e o problemă să salubrizăm trotuarele. Exact așa cum sunt oricum una lângă alta, da? Este adevărat că probabil că vom încetini planul acesta de și evident activitatea pe ceea ce înseamnă spații verzi, pentru că urgența o reprezintă salubrizarea până ieșim din această perioadă de tranzit, de schimb al recipienților, după care activitatea intră într-o normalitate, discutăm de grafice de ridicare a gunoiului și de desfășurarea unui serviciu în condiții de, repet, maximă normalitate. Ultima întrebare la acest subiect. Dumneavoastră ați instituit o taxă pentru ridicarea gunoiului, circa 5 lei din câte știu 5,03. Eu. Și, practic, cetățenii nu vor mai încheia ei direct contract cu operatorul de salubrizare, ci plătesc această taxă lunară către primărie și dumneavoastră vă ocupați de ridicarea gunoiului. Oamenii s-au plâns că ei au plătit către REBU deja, până la finalul anului au plătit această taxă. Ce se întâmplă cu cei care au plătit-o? Cu certitudine, rolul pe care primăria l-are este să protejeze drepturile cetățenilor. Ca atare, deja am făcut plângere în instanță pentru înșelăciune, în primul rând, și pentru a obliga societatea comercială să restituie banii cetățenilor. Ei vor primi banii înapoi, primăria și dânsii, dacă simt nevoia să îi acționeze, pot să o facă și dânsii, dar în numele lor, pentru că este normal și este firesc într-o asemenea situație să procedez așa, am făcut deja plângerile necesare. După ce vor primi banii înapoi, taxa, care este mai mică decât cea pe care a perceput-o până în acest moment SCR Buesa, o vor putea plăti către primăria sector 4. De ce ați ales soluția acestei taxe? Este o altă, în primul rând, avem posibilitatea de a controla operatorii economici care acționau ilegal la nivelul sectorului 4. Societatea comercială REBU a avut în realitate un contract de concesiune pe care nu l-a putut onora în privința gunoiului menajer, astfel încât la nivelul asociațiilor de proprietari funcționau mult mai mulți operatori economici. Probabil că toți cei din București și alții. Pârghia de control legat de calitatea serviciului pe care o putea exercita primăria era nulă. Nu aveam absolut nicio pârghie de control. Nu aveam cum să facem acest lucru. De aceea am apelat la acest serviciu. Mai mult decât atât, ca modalitate de protecție socială, în cel mai scurt timp vom vinde acest gunoi. Vom concesiona acest gunoi astfel încât să putem menține în următorii ani o valoare constantă a taxei pentru de gunoi pentru populație. De ce spun aceasta? Pentru că deja de anul acesta la taxa de groapă s-au adăugat 80 de lei, de care nu a existat până în acest moment. De la anul vor fi 120 de lei și peste încă 2 ani vor fi 180 de lei. Astfel încât mă interesează să identific o manieră în care să putem obține pentru populația sectorului 4 o valoare constantă și mică a taxei. Și asta ne obligă să găsim prin această formulă un partener împreună cu care să realizăm pe banii lui, noi să putem să-i oferim materia primă și contravaloare unei taxe mici, să poată să facă o stație de cogenerare, o stație de sortare, adică să folosească gunoiul. Gunoiul îl vindem, iar prețul obținut ne ajută să menținem o valoare constantă a taxei. Am încheiat cu acest subiect, ne-am lămurit cu gunoiul. Da, e o problemă. Ferească Dumnezeu să rămână gunoiul pe stradă, să existe probleme. Am înțeles că mutați primăria. Unde o mutați și de ce? Încă din anul 2015
am primit o finanțare și am și semnat un contract de modernizare și extindere. Discutăm de încă un nivel pe care îl adăugăm acestei clădiri, a sectorului 4. Este un lucru senzațional pentru că oamenii care lucrează acolo și sunt convins că ați fost în instituția noastră, lucrează în niște condiții absolut incredibile. Din punct de vedere al modului în care își desfășoară activitatea curentă, nu e normal în anul 2017 să avem respectul ăsta pentru cei care lucrează pentru oameni. Ca atare, atât pentru angajații noștri, ca atare, atât pentru calitatea serviciilor pe care dorim să le oferim cetățenilor, a fost identificată această necesitate. Sursa de finanțare este PNDL, anul 2015, de atunci 14 sau 15, da? Banii sunt obținuți de acolo, nu este o investiție pe care o realizăm din buget propriu, ci cu sprijinul Ministerului Dezvoltării. Pentru a ne muta temporar am generat o procedură. Acesta este SEAP-ul și acestea sunt licitațiile. Este foarte interesant, câștigător, prețul cel mai mic l-am avut din partea unui mall. Deci mutați primăria la mall. Mutăm primăria la mall. La care mall? Vă și spun că nu-i face reclamă că acolo să stăm. Se numește Grand Arena. Este pe șoseaua Turnu Măgurele. Avea un spațiu uriaș, nefuncțional. Evident, au putut oferi un preț foarte bun. Mai exact? Probabil că suntem undeva la 20.000 de euro pe lună pentru o suprafață de două ori mai mare decât cea a primăriei. Datele dau datele la fix pe metri pătrați și pe asta. Deci suntem, cum să vă spun, eram la jumătate față de o altă ofertă. Am înțeles. Cât va costa noua primărie și în cât timp va fi gata? Extinderea vechii primării. Deci contractul spune așa, contractul spune că trebuie să finalizăm într-un an din momentul în care începem. Suma totală de bani pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării este de 12 milioane de lei. Suma cu care câștigătorul licitației și-a început lucrarea vis-a-vis de planul și proiectul este de 7 milioane de lei. Astfel încât în jumătate aproape. Da. Ce e important față de varianta inițială, tocmai pentru că avem nevoie de mai mult spațiu, sunt anumite facilități, cum este sala de consiliu, de exemplu, care trebuie dată cetățenilor. Ea e folosită o dată pe lună. Oamenii au nevoie de mult mai multe spații, au nevoie de condiții civilizate. Mă uitam iarna, erau oameni stăteau la ușa primăriei. Nu-i normal așa ceva. Da? Nu-i normal. Oamenii trebuie să aibă unde să stea. În momentul în care vin la orice altă instituție a statului, trebuie să aibă locuri suficiente, să, chiar dacă așteaptă, să aștepte în condiții decente. Cum eu la dumneavoastră stau pe scaun, așa e normal și când un om vine la primărie, măcar să aibă căldură, dacă este iarnă sau răcoare, dacă este vară, să aibă un scaun, să aibă un pahar cu apă. Și aveți folosit și pentru concerte, pentru alte evenimente? Nu, nu, nu. Pentru întâlnirile cu cetățenii. Primăria numai pentru cetățeni. Nu vom folosi primăria pentru altceva. Ce proiecte aveți pentru modernizarea piețelor? Am văzut că vă pregătiți cu Piața Sudului și cu Piața Berceni, din câte am înțeles. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte pe scurt despre fiecare. Piața Berceni, încep cu ea. Piața Berceni, Olteniței, va beneficia de o parcare, un P plus 1 în spatele ei. Asta este. Deci este o piață în asociere, pe care o avem în asociere, în participațiune. Deci nu avem cum să intervenim noi în managementul ei, însă și acolo, pe șoseaua Berceni, este sufocată zona respectivă. Ca atare am identificat această necesitate de a face o parcare. Zona zero ca urgență în reabilitare este Piața Sudului. Piața Sudului pe care, inclusiv cu ajutorul Primăriei Municipiului București, care ne-a ajutat enorm în realizarea documentației, discutăm de o piață care nici măcar intabulată nu a fost. Acum am finalizat aceste documente, am identificat o mulțime de probleme, o mulțime de spații vândute.
Am înțeles că nu mai este piața voastră în întregime, că sunt bucăți din ea vândute. E ca un șvaițăr, așa. Și cum rezolvați problema asta? Această problemă, odată cu, este normal, prin negociere. Vorbim cu oamenii, îi mutăm din stânga, îi ducem în dreapta, tocmai ca să putem să creăm facilitățile normale. E dreptul lor, oamenii nu au nicio vină că s-a întâmplat lucrul ăsta, de vină este sistemul, ca să dăm și noi vina pe cineva, că e la modul să spunem că e sistemul. Bine, a fost un primar, probabil, sau a fost un administrator. Gândiți-vă că e vorba de, nu de, nici de 4 ani, nici de 8 ani, nici, e vorba de exact cum s-a desfășurat de-a lungul timpului lucrul acesta. Gândiți-vă că și acum avem o comisie, se numește 550, și acum avem obligația să vindem spații în piețe. Voi cere prefectul împreună cu colegii mei să scoată aceste spații de pe o absolut orice. La un moment dat, nu ai ce să faci, trebuie să respecti legea. Nu ai ce să faci. Înțeles. Nu e de vină X sau Y pentru situația creată, ci dacă vreți o neglijență de-a lungul timpului care te-a condus în această situație. Dacă vă uitați pe planuri, rămâneți blocată. Spuneți-mi ce vreți să faceți la Piața Sudului. Piața Sudului... Cum o modernizați? Câteva detalii despre proiect. Gândiți-vă la primul aspect. La ora asta, apropo de coeficienții de siguranță, această piață nu poate să primească niciodată aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Unul la mână. Doi la mână. Specificul de piață agroalimentară trebuie păstrat, însă construcția, gândirea, întreaga zonă trebuie să aibă legătură cu ce înseamnă anul 2017-2018. Ea este o entitate care a rămas cu foarte mult în timp. Ne aduce, arată așa ca un vechi bazar egiptean. Iar aerul pe care îl degaje și tipul de comerț ce se desfășoară acolo nu este cel pe care oamenii și-l doresc. Cât costă renovarea pieței? Și dacă aveți bani anul acesta pentru ea? Evident că discutăm de mai multe surse de finanțare, nici n-am avea cum să avem bani pentru toate lucrurile. Documentația, de aceea v-am dat și exemplul acela cu 12 milioane și 7. Prețul maximal conform documentației și indicatorilor pe care am votat este undeva la 6 milioane de euro, cifrată această investiție. Vom aloca o sumă modică anul acesta ca să putem începe licitația. Sper într-o lună de zile să avem deja acest obiectiv de investiții în SEAP. Nu numai el, să avem și policlinica, să avem și teatrul, să avem și spitalul și o creșă și o grădiniță ridicate în SEAP. Sperăm până la sfârșitul anului să le terminăm, astfel încât de la anul să le și începem. Câte blocuri intră în reabilitare termică anul acesta și ce fonduri ați alocat pentru program? Banii, sursa de finanțare este reprezentată de Banca Europeană de Investiții. Avem o sumă de aproximativ 60 de milioane de lei pe care o vom investi în anvelopare. Asta înseamnă undeva între 60 și 80 de unități locative. De ce există această variație? Pentru că totul are legătură cu suprafața construcției, cu înălțimea ei. Nu totul este un bloc de 4 etaje cu unul de 10 etaje. De aceea vă spun undeva între 60 și 80 de blocuri. Am aplicat și vreau să-mi exprim tristețea, dacă vreți. Am aplicat și anul trecut pentru POR. Ni s-a respins documentația. Suntem perseverenți. Aplicăm. Păi și de ce? N-a fost bună? Sau... Știți, noastră, atâta timp cât la un tir de documente vine să-mi spună cineva că la pagina 11 au lipsit 3 virgule și 4 semnături din cele X pe care le-a dat nu știu ce asociație, nu era ok. Să mă ierte Dumnezeu, e normal, nu o să mai facem niciodată proiecte europene în felul acesta. Că scopul pe care îl avem, oricum suntem de bună credință, am făcut lucrurile exact ca la manual, evident sunt scăpări, dar rolul pe care îl avem este acela să ne consilieze cineva. Nu să ne respingă documentele. Deci cel veți aplica și pentru aplicăm finanțare 60, pe deja Europa, suntem gata să avem 60 de unități locative pe care cu care să intrăm pe POR. Am aplicat la Ministerul Dezvoltării și urgența noastră este reprezentată de avizele pentru școlile, liceele și de funcționare pentru școlile, liceele și grădinițele din sectorul 4. Autorizații de funcționare pe PND-le. Foarte interesant. Suntem singurii care am depus din București, care am depus pentru toate școlile. O să vă dau o sumă
și o să vă, nu, o să vă costă aproximativ 90 de milioane de lei. Apropo de modificările pe care le-a presupus noua legislație în domeniul pazei și securității la incendiu, e o problemă, vă dați seama, un buget ca al sectorului 4 nu o să aibă în viața lui. Un buget foarte mic, ceva 600 de milioane? Sau? 600 de milioane, 600 de milioane, da. Acum să vedem dacă o să-i și avem pe toți, cu tot cu prognozele pe care le avem. De-aia trebuie, suntem extrem de prudenți. Noi n-am înregistrat arierate, suntem extrem de disciplinați financiar. Nu ne aventurăm în lucrări pe care nu le putem plăti. Nu o să auzi niciodată că avem, avem furnizori pe care nu i-am plătit sau să se plângă că au de ani de zile sau de luni de zile. Suntem disciplinați. Și așa, în modestia noastră, încercăm să menținem această linie. De-aia am redus gradul de îndatorare ca să mă pot împrumuta, pentru că voi avea nevoie de bani. Ultima întrebare, acum v-am întrebat eu ce știam, să spuneți dumneavoastră ce aveți noutăți, ce proiecte mai aveți anul acesta pentru sectorul 4? Dorința, și aș prefera să vă spun așa, dorința pe care o am este aceea de a face tot ceea ce am promis. Este o luptă neașteptat de grea pentru mine, nu mă așteptam să fie atât de dificil să-ți dorești să faci. Parcă lucrurile sunt făcute în așa fel încât să te determine să nu faci. Deci nu e ușor să fii primar. Da, nu e ușor și asta pentru că sunt un om extrem de pasionat și dedicat. Împreună cu colegii mei petrecem mai mult de 14 ore pe zi în această instituție și sâmbătă și duminică. Dacă ați putea să spuneți pe scurt câteva proiecte, ce n-am vorbit? Dacă mai aveți o să ceva nou. Îmi doresc să le păstrez. Au legătură cu arta urbană, unele dintre faceți ele. Faceți funcționare arteziene. Nu. Statui. Nu, ceva ce nu vă așteptați. Da, sunt uimiți-mă. Lucruri. Nu vreau să vă uimesc, o să vedeți lucrul acesta. Are legătură cu conceptul nostru de Smart City. Sectorul 4 împreună cu Telecom România și cu Cisco a demarat un proiect foarte interesant. Noi am avut un pilot și toate tronsoanele acestui pilot le vom dezvolta la nivelul sectorului 4. Nu cu altă ocazie, ci anul ăsta. În primul rând, aceste idei se adresează oamenilor inteligenți și cetățenii sectorului 4 sunt niște oameni inteligenți. De aceea dorim în afară de parcări, gunoi și alte lucruri să oferim și altceva. Probabil că de-aia ne-am și gândit să facem un teatru și îl vom face în sectorul 4, pentru că nu avem asta. Teatru? Ce fel de teatru? Teatru, un centru cultural multifuncțional, despre asta vorbesc, da? Un loc în care să avem și acces la cultură. A făcut doamna primar general, are câteva idei de teatru. Nu, asta este o chestiune independentă. Noi avem și vă și spun unde, în Parcul Orășelul Copiilor, avem acea sală de sport pe care i-am schimbat și puteți să verificați, i-am schimbat destinația și din sală de sport am transformat-o. Dar de ce? Că fostul primar era foarte mândru de această realizare. Am sesizat, într-adevăr, era... A apărut o idee bună, dar ea s-a transformat în cu totul altceva. Tipul de adresabilitate pe care ne-am dorit-o nu era cel potrivit. Adică ce se întâmplă acolo? Nu se dacă vreți, copii, nu. Dacă vreți, atâta timp cât cineva își desfășoară o afacere pentru un tip de construcție adresată copiilor, n-are sens să discutăm. Prefer să vină 400 de copii să vadă Teatrul de Păpuși. Este mult mai frumos. Prefer să vină 400 de seniori să vadă O scrisoare pierdută. Prefer să mergem împreună în sala respectivă la un concert holograf, de exemplu. Sunt lucruri pe care prefer să vă invit la o expoziție de fotografie, o expoziție de pictură acolo. Prefer să facem lucrurile astea. Este mult mai eficient. Iar costurile sunt unele extrem de mici pentru această reconversie. Ok, deci faceți, transformați sala de sport într-un teatru sau într-un centru cultural. Mai spuneți-mi un pic de proiectul acela cu smart parking. Tot pilotul nostru are mai multe componente. Componenta de smart parking, componenta de safe city și alte componente pe care le veți vedea implementate la nivelul sectorului. Ce înseamnă smart parking? Ca să înțeleg smart parking înseamnă următorul lucru.
dumneavoastră veniți în sectorul 4 și vă puneți problema, domnule, vreau să merg în parc. Am sau nu am loc de parcare? Pe lângă faptul că parcarea noastră este inteligentă și ne spune câte locuri sunt ocupate, câte nu sunt ocupate, aveți posibilitatea prin telefonul nostru să vă rezervați locul de parcare. Dacă duminică vreți să mergeți, chiar acum puteți să-l rezervați pe aplicația pe care o vom pune la dispoziție cetățenilor. Unul la mână, puteți și plăti locul de parcare pentru câte ore doriți prin aplicația pe care o vă punem la dispoziție, iar GPS-ul vă conduce exact la locul de parcare pe care dumneavoastră îl căutați. Și când vom avea acest sistem? Pentru parte din cele 3000 de locuri de parcare până la sfârșitul anului, alături de ce înseamnă stimularea energiei verzi, discutăm de pompe electrice pentru mașini electrice, vom avea și câteva pompe pentru mașini electrice în fiecare din... Când vom avea? Acum vom avea, nu altă dată, deci nu altă dată, anul acesta. Discutăm. Câte? În fiecare parcare pe care o nou construită vom avea 2-3 stații de încărcare. Da. Și bineînțeles locuri în care oamenii să-și pună bicicletele suplimentar. Deci încercăm să facem împreună cu partenerii noștri ceva ce vedem peste tot. Ce vedem peste tot când e în Europa? Vedem trotuare curate, vedem parcări civilizate, dar și acolo știți bine că nu sunt pentru toate mașinile locuri de parcare, e o realitate. Evident. Numărul necesar de parcări nu este atins. Dacă mergi în Viena, în Londra, în Paris, nu găsești niciodată. Nu sunt locuri de parcare. Sau costă foarte mult. Sau costă foarte mult. Deci este o realitate asta. Ne interesează normalitatea. Nu-mi doresc să fiu spectaculos. Doar îmi doresc să generez lucruri normale. Este atât de banal să vă spun că vreau să fac parcări încât nu ridică nimănui. Totuși este o problemă acută în București. Vedeți noastră tendința. Și nu vorbim de parcări în centru, pentru că peste tot, în centru nu vii cu mașina, vii cu transportul în comun. Sau dacă vii cu mașina, plătești foarte mult. Dar problema este în cartierele de reședință, unde oamenii locuiesc, pentru că au o mașină pe care folosesc în weekend, o folosesc în afara orașului. O mașină, 2, 3, 4 sau 5. Din nefericire vedem și această situație. Legea ne obligă pentru parcările de reședință să dăm un loc. E o realitate. Ceea ce trebuie să generăm sisteme de parcări cât mai multe cu plată și... Evident, dar da. Totuși trebuie, omul trebuie să aibă unde să parcheze acasă cât de cât. Adică... Eu am spus corect, de undeva, vedeți noastră, de undeva trebuie să începem. E adevărat și ați văzut că acest startup a fost primit cu multă brutalitate, nemeritată, pentru că aceste demersuri pe care le fac nu duc decât la normalitate. Nu vreau să și nu-mi doresc altceva decât normalitate. Unii au spus că avem normă să facem bani pentru aia. Nimeni nu a spus că de fapt încălcăm legea. Nimeni nu realizează că niciodată nu vom putea oferi atâta locuri de parcare câte mașini sunt. Este o realitate. Întotdeauna ne străduim să facem cât mai mult. După cum vedeți, găsim uneori soluții controversate pe care nu toți oamenii sunt mulțumiți de ele. Unii sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți. Chiar împreună am avut o polemică pe tema asta. Da, este o problemă cu parcarea din Parcul Tineretului. Deci, am înțeles că Ecocivica va ataca în instanță proiectul. Și acolo deci este spațiu verde. Legalitatea nu este, este V1A, v-am spus. Care înseamnă spațiu verde. Nu, este o altă. Are funcțiune, ne uităm pe legislație, are funcțiune parcaj. Cu tot respectul pe care l-am față de domnul Dan Trifu, nu mi-aș fi permis să cheltui bani publici pe un studiu de fezabilitate. Rețineți. Nu mi-aș fi permis. Primul lucru pe care mi l-ar fi spus cel cu care aș fi făcut contractul ar fi fost următorul. Domnul primar, dar de ce nu faceți totuși un parc acolo? Pentru că Primăria Capitalei vi l-a dat să faceți parc. Nu ni l-a dat. Primăria Capitalei s-a amenajat terenul. Așa scrie în proiectul de hotărâre. Și l-a amenajat parcare. Dacă veți avea curiozitatea să vedeți proiectul, deci vă imaginați că este o mare de beton. Pentru că, din nefericire, imaginați că o inducem. Gândiți-vă că la fiecare 4 locuri de parcare plantăm un pom. Da? Gândiți-vă că 10% din terenul acela este deja betonat. Gândiți-vă că funcțiunea lui a fost de poligon. Asta a fost. Întotdeauna asta a fost locul acela. E adevărat. Asta este opinie și am învățat, credeți-mă, am învățat să respect lucrurile acestea și să le pun. De altfel, știți cum, Vox Populi, Vox Dei.
este o problemă pe care am ridicat-o încă din luna decembrie, ea a fost validată pe lista de investiții aferent anului trecut. Ați fost și dumneavoastră la ședința de Consiliu, ați văzut că a avut o largă majoritate această propunere. De ce? Pentru că trebuie să găsim soluții intermediare care să-i mulțumească și pe cei care au ieșit în stradă să protesteze că sunt amendați, că n-au unde să parcheze mașina, și pe iubitorii naturii. De aceea ești de multe ori într-o situație extrem de neplăcută. Și orice ai face generează controverse, fie dintr-un grup, fie din celălalt grup. De aceea prefer să explic, prefer să am dialog atât cu o categorie de oameni, cât și cu cealaltă categorie de oameni. Să explic care sunt motivațiile, de ce se întâmplă lucrul acesta, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Nu doresc să mă poziționez pe o poziție extrem de inflexibilă. Dar vedeți că, uite, chiar ieri Tribunalul București a anulat autorizația eliberată de primăria sectorului 4 în Parcul Tineretului pe cele 2 hectare, mă rog, cumpărate de Mărioana Micșunescu, apoi vândute, unde se ridică un cartier de blocuri, de 3 etaje. Nu știu cum au fost la 3, că aveau doar 2, dar... Fiți atent, avem aici, despre situația asta, avem, ca să reușim să o sintetizăm, în 2 spețe. Este o problemă legată de legalitate. Este o problemă că e spațiu verde. Deci, dacă eu vă probez dumneavoastră că este legal acest lucru, mai aveți o problemă? Aveți? Pentru că considerați că nu este oportun, pentru că e vorba de un spațiu verde. Din punctul dumneavoastră de vedere. V1A și aici este... Este spațiu verde și definiția lui impunct. Cu tot respectul vreau să vă uitați ce înseamnă V1A și ce funcțiune are. Vă voi arăta lucrul acesta. V1A are funcțiune parcaj fără niciun fel de problemă. Asta este funcțiunea pe care o are. De exemplu, ne putem uita împreună pe legislație, că nu ne-am putea permite să facem altfel decât e așa. N-am să spun că e cea mai bună idee sau că mâine o să facem lucrul ăsta. N-am să spun asta pentru că nu e corect. Da? Dar întotdeauna ambele părți trebuie să se întâlnească și să stea de vorbă și să găsim soluții, primar, pentru că este nici să nu facem nimic. Este decizia noastră ca primar și a fost decizia Consiliului Local, însă este păcat în momentul în care ai oportunitatea să faci un parc, un nou parc în București, în condițiile în care nu s-a mai amenajat un nou parc de 20 de ani, să ratezi această oportunitate. Vreau să discutăm după ce vedeți la sfârșitul anului cum va arăta întreaga zonă, întreaga arealul. Aștept cu interes să vedem și să vedem ce se întâmplă în instanță cu acest proiect. Dacă se va ajunge acolo, ca să nu anticipăm greșit. Nu avem cum să ajungem acolo, chiar dacă ajungem. Știți ce se întâmplă? Este normal. Este normal și e un lucru pe care l-am câștigat și generația noastră, generația mea, noi am câștigat acest lucru. În primul rând, chiar dacă ne situăm pe poziții contrare, avem această disponibilitate de la dialog și ați văzut cum se desfășoară dialogul inclusiv la nivelul Consiliului Local Sector 4. Chiar corect, dacă nu este una dintre cele mai civilizate ședințe la care am participat. Așa trebuie și, vedeți, și aplicată. Deci avem probleme reale, nu discutăm sau facem glume de altă natură. Ăsta e un lucru foarte important. Am câștigat acest drept și avem această posibilitate de a dialoga. Nu suntem aroganți, avem deschidere către problemele pe care comunitatea le are, avem această disponibilitate, dar nu ne ascunde sub masă sau sub preș, indiferent că ne convine sau că nu ne convine subiectul, asta este viața. Și e un câștig lucrul ăsta. Faptul că ne aflăm aici și dumneavoastră îmi expuneți un punct de vedere extrem de pertinent, da? Și eu vă exprim și din punctul meu de vedere, un punct de vedere extrem de pertinent, faptul că ne ascultăm, că încercăm să găsim soluții să fie bine pentru toată lumea, cred că e un progres uriaș și cred că asta este și șansa societății românești. Dacă nu vom face cu toții așa cum procedăm noi, nu cred că vom ajunge bine. Domn primar, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc mult.